Ploieștiul a fost cuprins de spiritul sărbătorilor de iarnă. Evident, nu puteau lipsi tradiționalele târguri de Crăciun, de unde oricine poate cumpăra orice își dorește. Anul acesta sunt mai multe astfel de locații, unele amenajate de Societatea de Gospodărire Urbană, iar celelalte de hale și piețe. Anul acesta, SC Hale și Piețe este puțin favorizată de către domnul primar. Probabil domnul primar a văzut că sunt multe probleme de rezolvat la SC Hale și Piețe și nu a mai însărcinat sau nu a mai fost o sarcină grea pentru SC Hale și Piețe. Avem 34 de module amplasate pe trotuarul din strada Griviței, unde își desfășoară activitatea comercianți cu produse specifice acestor sărbători, adică jucării, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte specifică de iarnă. Dar să nu credeți că imediat după anul nou spiritul sărbătorilor va dispărea din Ploiești. Comercianții vor mai zăbovi o vreme la noi în oraș, oferindu-ne posibilitatea de a cumpăra în continuare lucruri deosebite. Până pe data de 8 ianuarie ne-am gândit noi în ideea în care să prindem și sărbătoarea de Sfântul Ion. Sunt produse care pot fi comercializate, chiar și după Revelion pot fi comercializate. Căciulițe, globulețe, instalații de Crăciun, dar și figurine din turtă dulce sunt doar câteva dintre surprizele pe care ploieștenii le găsesc la standuri. Deși sunt aceleași produse precum cele din supermarketuri, prețurile vă vor convinge să cumpărați de la târg. Sunt mult mai mici decât cele din magazine.